Salut! Astăzi o să vă prezentăm cât de ușor se face o distribuție la un Volvo XC90 2.0 diesel. Micuțe discuri. Da. Și roata? Auzi? Aici e genunchiul meu, da? Și roata este până aici. Și mașina e cam cât o garsonieră. Pe câte? 20 vreosile? Da, e 20. 20, dar nu poartă 20. 275, 45. Și la dita ai roțile, uite motorașul. În cazul de față este un 2.0 cu... 1, 2, 3, 4. 4 frați și câți cai? 235 de cai. Oh, bun. În 4 pistoane, da. Nu în 5. Și 170.000 de kilometri. Avem noi aici. Bălică când s-a apucat de demontat pe sus capacul ăla din plastic. Ce crezi că s-a întâmplat? Aolo. Ai scăpat norocul. Fiind în Zodia. Vărsător. Care varsă. A vărsat o cheie de la motor și a căzut pe scurgător. Cam albă. Am albită. Ce a făcut? A fost o fantomă? S-a albit la față. Deci dacă nu s-a înțeles din explicațiile de până acum, se va face o distribuție. Facem o distribuție. Înlocuie distribuție cu pompă de apă, antigel. La un XC90. Da. 2.0 diesel. 170.000 de kilometri. Să vedem și noi cum e distribuția asta la 170.000. Da. Băi, nu 170. Ai trecut aici 159, dragă. A, 160. 160. Rareș a mai pus 10.000 de la el. Cu toate că tot Rareș a scris și kilometri. Adică Rareș le-a citit, eu am căutat în meniu, fiecare a făcut câte ceva. Rareș nu găsea. Am venit eu, am găsit eu. Eu am găsit, Rareș a citit, Rareș a scris și Rareș a spus. Și a uitat. Oricum, vă să intrăm și până înăuntru când dăm o tură la final. E altfel mașina. La interior e... Am căutat butonul ăla de torpedo de mi-a ieșit pe urechi. Dar vom descoperi... în momentul... în care dăm o tură. Da. Furtunul de frâne, uite cum e băgat aici. E acoperit? Bă, tăi înturere, bă, cu Volvo-ul lor. Ma! Strâns câteva chestii pe acolo. Uite și un... Are. Pământel. Eu văzam de... Uite de alte chestii. Uite ce mișto aici, pe suspensii. Ce scrie aici? Zi-mi tu ce scrie. Nu mai șterg. Nu șterg. Nu scrie China, mă, nebunule. De ce scrie? Mamă, de ce zici, mă, că nu scrie China pe asta, mă? Hai să nu mai aproape. Da, mă, să-ți curăț eu mai bine. Vrei să iau pe litere? China. Nu. A. Da, eu am citit despre chestia asta, că ar fi niște loturi făcute și în China. Dar nu știu dacă complet sau parțial despre Volvo. Chiar, uite, care știe, poate să scrie acolo să comenteze. Pentru că pe grupul de Volvo, băieții vorbesc că sunt mașini făcute în partea, nu știu care, a Europei și o parte, nu știu cum. N-am informațiile astea complete, am citit din mers pe internet că sunt într-un grup tot așa cu Volvo. Și am văzut discuția despre mașinile genul ăsta. Asta este ediție Inscription, dacă citesc bine. E un scris mai stilizat, dar cred că Inscription e... Uite, tot acolo. Ai reușit? Da. L-ai dovedit? Să zicem că am reușit. Ai grijă că... Amortizare de zgomot. Frumos. Ce aș vrea să știu eu pentru mine? Deci este un furtunaș. Este o butelie. Și este un compresor. Ai vrea să știi ce fac astea? Exact.
uite ce protecție are planetara. Cu folia, aici e folia, aici e planetara și aici e furtun. Protejat. Da, da, e gândit bine. E ca o tăviță acolo. Da, uite aici, aici dacă ar avea o scurgere, o găurică. Are, cum vezi că are, dar e fundat. O să lucrez. Dacă era Uisan, ce face? Era Uisan, spune-mi să unul. Uisame, dacă era aici, erai mort. Trebuia să cau. Undare, bă! Nu? E însăcărit? Da. Era lipit. Deci ai scos capacul de la distribuție fără să scoți accesoriile. Da. Din punctul meu de vedere e făcută treabă foarte, foarte practică la mașina asta. Pare un pic că am vechiuță așa. Mai vedem. La prima vedere. Hello! Cu mâner. Da. Exact. Bun, hai să vedem ce avem aici. Una trebuie să fie de accesorii și una de distribuție. Avem accesorii. Accesorii? Da, cu OEM. Volvo. De cine ai făcut? Scrie pe asta sau e doar Volvo? Băi, băiat. Germany. Germany, da. Volvo. Volvo. Ok, și este... Germany. Atât? Da. Bun. E făcută de Germany. Așa scrie. Această cutie drăguță albastră. Avem distribuțiune. Nu te piti de mine. Vreau așa. Rola de ghidare. Aici avem gămălași. Șurubele sunt puse în material de protecție. Trebuie să nu zdrâncăne, probabil. Da, și avem șurubele de la de la folie, de jos, da, toate. Și aici mai avem folia de ghidare, scrie pe ea Volvo, aici, da, întinzătorul care scrie pe el Volvo. Și pe ăsta scrie cine? Da, mă, dar e original, adică n-ai ce să-ți fi produs. Da, China nu înseamnă... chestii... China nu înseamnă... Exact, China nu înseamnă... Însemna pe vreme. Da, pe vreme. Și aici este... Stai o tuță. Asta e cu reușa. Păi, Volvo. Da? Da. By Daico. Unde scrie Daico? Acolo micuț. Volvo, originală, da? Bucot cu tot, by Daico. Deci Daico e producătorul de curea. Producătorul de curea Daico. Aveți mare grijă întotdeauna această curea de distribuție. Îi spuneam și lui Șan când era și eu copil mic, acum e copil mare. Da, uite cât de mare e. Îi spuneam, băi, ai grijă să nu... Dați cureaua să răsuciți peste cap, să răsuciți, să îndoiți, să-i faceți... nu ai voi, o distrugi. Mai e o chestie de zuță. Concentrated coolant. Da. De la Volo Volo. Ok. Da. Da, dată vă identifică șurubele. Șuruburi noi, da. Și aici avem două simeringuri, dacă e nevoie sau avem probleme, și noi o pătrie le schimbăm. Vom vedea la fața locului. Uite curea, originală, asta. Deci este Volvo, este made in Germania și este 2018. 2018? Da, ștanța e. 2018. Asta e asta nouă? Da. 2023. Deci asta nouă e nouă. E nouă, nouă, nouă. Și mașina înseamnă că e 2018. E produsă până în 2018, când probabil. Bă, noi ne-am... Ideea că noi ne-am uitat în talon. Aflăm, dar facem așa un anumit. Păi m-aș fi uitat în talon dacă știam să deschid doar pe două, dar eu țăran...
Hai, continui înapoi, dă-te înapoi acolo. Deci... Deci șurubul. Da. Șurubul scos, da? Uite-ne! Aaa, pivotanul ăsta. Și acum ai acces la folie. Exact. Ai ridicat... Am ridicat mașina și a coborât motorul, aproape să atingă aici, la limită. Și vom desface cele patru șuruburi și va trebui să desfac și șurubul central, 100%. Deci ai acolo un punct. Ăla-i. Așa, care se aliniază cu ăsta de pe capac. Aici. Bun. Asta la axă. Da. După aia. La pompa de înalte, aia aici, o să vezi când dau jos cureaua. Și jos acolo la fel, o să vezi când dau jos cureaua. Eu îl văd, tu nu poți, să vezi că n-ai, n-ai ochii mei. Camera ta n-are ochii mei. Și este pe un pin dinamic și două semne. Aha, trebuie să ai foarte mare atenție în momentul când o dai jos, că dacă nu ți-e bine partea asta e foarte subțire și dacă ai scapat-o jos îi transformește. Deci are cauciuc și are și... E fix un mini volant. Da. Bun. Cu masă dublă. Nu mai are scris. Cred că e originală. Da, e originală. Nu mai are scris. Are 160.000. Da. Pare crăpat așa. Nu, la condoi tu așa, dar de-aia cureaua nouă nu trebuie să faci asta. Pentru că în momentul ăla îi forțezi aici, îi faci micro fisuri, dar nu că îi faci tu neapărat, se întinde și crapă. Dar nu, arată bine. Cine, Dragoș? Ce Dragoș? Cel după mașină, China, este Volvo, deci producătorul are din China. China! Se poartă cu continuator și este Sweden. Și, și acum desfacem pompa de apă. Am vrut să punem ceva, nu știu, alt producător și după am văzut că antigenul Volvo original e mai ieftin decât cel pe care urma să-l pun. Și atunci am zis că la Volvo merită pus antigel original. La mașina pe care am făcut eu cu admisia dată jos, cu capacul, cu astea, i-am pus tot original. Și pompa de apă. Care este pe... Este pe original. Nu are alt producător. Uite ce curat e acolo. Bine, trebuie să curăț un pic. Da, trebuie să curăț, dar totuși. Am curățat aici bine. Cel mai bine. Cât de bine se poate și hai să montăm pompa de apă, prima. Nu avem de apă? Deci întotdeauna, dacă pompa de apă este dotată cu garnitură, pui garnitură. Dacă este dotată cu silicon, pui silicon. Dacă blocul este corodat, ai o problemă pe sistemul de etanșare, este ceva defect, este zgriat, atunci pui acolo în porțiunea aia sau o porțiune, poți să pui și pe toată, un strat mic de silicon. Dar niciodată nu pui decât garnitura nouă, nu pui silicon. Nu pune silicon pe pompă și pe bloc. Decât dacă ai o defecțiune tehnică de acoperire între cele două piese. Noi nu vom pune nimic aici decât această garnitură nouă. Da? Ok. Fișurabene. Altă distribuție. Alin, 2.0 TDI. Da. Nu la fel de puternic, dar la fel de longeviv. Mult mai longeviv, păi Volkswagen. Ceva corect aici, Alin, nu până la un Volkswagen. Mai corect de atât nu se poate. Hai. Dragoș,
Ce face mă dracu și acolo? Nu vreau să îl deranjez, că na, e cu mâna în... Înlocuiește tampoanele motorului. Aaa. Că nu am făcut fem a dintelui. Ca să nu este mai mult cu oglinda. Priviți lume oarbă că îi pune curea. Înseamnă că trebuie slăbite la vibrochim aici, trebuie slăbite. Dicea Linux, explicăm și mie cum se reglează cureaua pe... Avem șurub aici care se slăbește, cu încă un șurub mai micuț, tot pe folie. Și un șurub la pompa de nas. Deci tu astea le slăbești, se reglează cureaua, se stă... În momentul în care forțezi întinzătorul, în momentul în care strâng, forțează de la vibrochean la vibrochean, adică cureaua e liberă peste toate fuliile. Da, și după aceea se strânge pe poiți. Da. Ok, și acum la Volvo ai doar la folia de la pompa de înalte. Asta înaltă la axă stă fixă. Deci e tot montat? Da, e montat. Uite jos semnul la vibrochean. Da? Deci, semnul e linia asta, pe dintele asta, cu semnul ăsta. Ok, acolo sus. Așa, aici la pompa de înalte este un calaj pin. La pompa de înalte cu un pin, care trece printr-un... o furculiță mică așa, cu două găuri. În schimb, la axa cu camerul, să mulțumim de ce au pus aici, este vorba de un semn viu aici. Da. Și un semn care este... Sub, l-am văzut la propriu, la propriu. Da. Este o, un punct mic. Semn e pe semn. Da. Și șuruburile s-au dus la jumătatea canalului. Acum că a dat drumul la întinzător. Deci 13 și 45 de grade. Bă, dacă rămâne acolo e bine. Deci în momentul când miști un pic, când tragi de curea, limba întinzătorului pleacă pe plus și pe minus. Vezi? Deci asta e linia, da? Vârful de aici trebuie să stea aici. În momentul când învârți motorul, pentru că motorul are tensiune de la axa cu came, în momentul când îl învârți, creează pe fiecare culbutor când vine în atac la supape, vârful ăsta îți pleacă ori în plus, ori în minus. Ei, mie când era prea întins, stătea mai mult în plus și venea pe fix pe jumate când se descărca, un pic de-a după aia. Când era prea slab, stătea mai mult pe descărca și doar atingea când și când. Iar acum se mișcă spre plus, dar în momentul când ajunge în zero, adică ajunge să meargă axa relaxată, rămâne aici. Înțeles? Se echilibrează. De-aia încercam tot să nu iasă, că puteam să las așa foarte bine și merge. Pare să fie ok. Pot băga mai mult camera, că e mare. Da, e ok. Ok, acum să strângem încă o dată aici. La ce? A, la... Pompa de înaltă. Pompa de înaltă care a făcut din nou. Da, cu vecinul. Se pune capacul. A transpirat. Te-a stors Volvo ăsta. Cum a stors? Se vede, nu? Am dovada. Este varianta 4x4. E vezi? Ce clic? 4x4 de 235 de cai. Da. T4 e varianta tracțiune față de 190 de cai. Din câte m-am informat. Clic cu coborâre electrică, frumos, da? Păi da. Da.
Deci 4x4 și avem aici ghici, ghicitoare ghici. Deci că e cu foi. E venit cu foi, cu e, cu foaie de arc. Deci care... suspensia spate este cu amortizor și foaie de arc? Da. Dar foaie de arc pus așa? Da, da, da. Nu e pus așa, adică e una. E una, dar uite aici cu tampoane, de frecare. Am mai făcut la mașini mai vechi stilul ăsta generația. Nu vol. Și din un material gen teflon, nu e fier. Da, 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 observ. O fi mai bună așa de... Da, nu știu. Bun, hai să o lăsăm jos, să-i punem antigelul și să o pornim. Ha? Avarii, decifrare, muzică. Dacă spui centura, o să fie liniște și mașina. Și uite mă, fii atent. Da mă. Asta căutam eu. Aici un panoramic. Sărman Cardon, da? Să știe. Sărman Cardon. Da. Și acolo probabil că e ceva surround. Ia uite, pielicică sau imitație de pielicică. Nu contează, este calitate bună la mână. Și arată bine, foarte bine chiar. Așa. Display, display. Scaunul, oare are și merg? Extensie șezut. Extensie șezut. Deci asta îmi fac eu acum la al meu. Da. Per total, e faină. Nu e rea, nu? Se mișcă? La prima... Da. Simt un scaun. În încheiere aici cu Fălică. Da. Exact. Să ne spuneți voi ce părere aveți. Merită un Volvo din ăsta XC90 2.0 diesel sau 4x4? 4x4 235 de cai. Da. Sau varianta de la BMW X5, Audi Q7, Mercedes Carofii, Melegele, ăla mare. Da. Voi ce părere aveți? Fiecare jos în comentarii și ne vedem data aviatoare. Baftă! Salut! Pa, pa.